Thank you.
ce mai gândesc în inima mea și iată ce mă face să mai trag nădejde. Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se noiesc în fiecare dimineață. Și credincioșia ta este atât de mare. Domnul este partea mea de moștenire, zice sufletul meu. De aceea nădăjduiesc în El. Domnul este bun cu cine nădăjduiește în El, cu sufletul care îl caută. Bine este să aștepți în tăcere ajutorul Domnului. Amin. Iubiți frați și surori, dragi ascultători ai Cuvântului lui Dumnezeu, prin harul Domnului am intrat în anul 2012. Prima zi a anului, care va avea 366 de zile, aproape că a trecut. Aș vrea în această seară, la început de an, să privim la anul 2012 din perspectivă biblică. Să vedem cum ne învață Cuvântul lui Dumnezeu să privim noul an, despre care știm că are 366 de zile, dar pe care nu-l cunoaștem. Nu știm ce ne așteaptă. Nu știm ce se va întâmpla în anul 2012. Nu știm absolut nimic. Dar știm că Dumnezeu le știe pe toate. Și de aceea aș vrea, folosindu-ne de cartea Lui, să vedem cum trebuie privit și abordat noul an. Dar înainte ca să răspundem aceste întrebări, trebuie să privim în câteva minute la anul pe care l-am încheiat, la anul 2011. Pe acesta îl cunoaștem într-o mare măsură, pentru că am trăit în timpul lui și am văzut ce s-a întâmplat și am văzut ce ne s-a întâmplat nouă. Cei mai mulți dintre oameni spun că anul 2011 nu a fost un an bun. Foarte mulți spun că a fost un an greu, a fost un an deosebit de greu. Noi aseară, ca și credincioși, am mulțumit lui Dumnezeu pentru toate binecuvântările pe care le-am primit în vechiul an, pentru că așa a fost. Chiar dacă a fost un an greu, chiar dacă oamenii s-au frământat, chiar dacă au fost crize adânci în omenire, Dumnezeu ne-a purtat de grijă din toate punctele de vedere. Și era corect și era necesar ca seară să ne închinăm, să mulțumim Domnului din toată inima și să spunem ca Samuel altădată, până aici Dumnezeu ne-a ajutat. Criza care a început în august 2008 în Statele Unite s-a extins în toată lumea. Și în anul trecut ne-a afectat în mod deosebit pe noi, pe europeni. Și Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că orice s-ar întâmpla în lume, orice s-ar petrece în jurul nostru, noi trebuie să ne păstrăm echilibrul și trebuie să mergem înainte. Omenirea se înspăimântă, oamenii se tem. Dar noi care îl cunoaștem pe Domnul și suntem ai Lui, nu ne temem nici de ziua de mâine și nu ne înspăimântă nicio veste care vine de aproape sau de departe. Știți bine că în ultima lună anului trecut, mai mari Europei s-au adunat la Bruxelles să vadă ce-i de făcut cu datoriile suverane. Pentru că există state aproape de faliment, țări din Uniunea Europeană care falimentează. Și au propus anumite lucruri, au stabilit anumite lucruri pe care urmează ca în anul 2012 să le concretizeze. Dar unii dintre ei se îndoiesc că vor fi rezultate. Există specialiști care au îndoieli cu privire la cele hotărâte. În anul 2011, lumea a fost tulbure, chiar mai tulbure decât înainte. Vă aduceți aminte de revoltele și revoluțiile care au fost la începutul anului trecut în Orientul Mijlociu, în mod deosebit în lumea arabă?
Se vorbește tot mai mult de primăvara arabă, Tunisia, Egipt, Libia, Yemen și alte țări. Mulți dictatori au căzut și multe lucruri s-au schimbat în țările amintite și în altele din zona aceea. În anul 2011, chiar dacă în luna mai șeful rețelei Al-Qaeda, Osama Bin Laden, a fost ucis, terorismul a continuat să existe. Și omenirea nu reușește să lichideze terorismul, care este o problemă majoră. Ați observat, mai ales în toamna anului trecut, că au apărut foarte multe revolte, chiar și în țări dezvoltate datorită regimului de austeritate care se impune în aceste vremuri de criză. Și multe alte lucruri s-ar putea spune despre 2011, din punct de vedere economic și din punct de vedere financiar. Apoi, în anul 2011, a continuat seria catastrofelor naturale, datorită schimbărilor în climă. S-au întâmplat foarte multe lucruri, s-au produs foarte multe fenomene naturale. Inundații, incendii, tornade, cutremure de pământ și așa mai departe. Vă dau câteva exemple. În Statele Unite ale Americii, 200 de tornade au măturat sudul acestei imense țări. În septembrie 2011, în Africa a avut loc cea mai mare secetă din ultimii 60 de ani. Consecința, 13 milioane de locuitori au ajuns într-o situație disperată. În martie 2011, în Japonia a avut loc cutremurul acela de 9 grade pe scara Richter, urmat de un tsunami foarte mare. 20.000 de oameni, cel puțin 20.000 de oameni au murit în urma acestor nenorociri. A urmat după aceea un alt mare necaz peste poporul japonez, criza aceea nucleară. Și evident că multe s-ar mai putea spune despre anul 2011. Dar îl lăsăm pe anul vechi și ne referim acum la anul nou. Anul 2012. Ce ne va aduce el? Ce se va întâmpla în noul an? Sigur că noi nu știm, dar de un lucru suntem siguri. Toate necazurile pe care le-am amintit nu s-au oprit la hotarul dintre cei doi ani, ci toate au intrat în noul an împreună cu noi. E foarte clar că vor continua toate crizele. Nu cred că lumea va fi mai liniștită și mai așezată în anul 2012. Dimpotrivă, pare să că turbulențele vor fi și mai multe. Și probabil că, datorită unor lucruri, fenomenele naturale se vor intensifica și vor crește în intensitate. Și pe lângă toate acestea, vin unii și spun că în anul 2012 s-ar putea să aibă loc sfârșitul lumii. Probabil că mulți ați citit un calendar foarte vechi al civilizației Maya din Mexic, spune că pe 21 decembrie 2012 va avea loc sfârșitul lumii. Ei spun că atunci va avea loc alinierea planetelor sau a galaxiilor. Și urmează inversarea polilor planetei, dispariția gravitației sau inversarea ei, dispariția atmosferei, secarea oceanelor și a mărilor. Ar urma că toți vulcanii să erupă odată. Și asta ar însemna sfârșitul civilizației omenești, sfârșitul lumii, cum se vorbește în limbaj popular. S-a scris extrem de mult despre această previziune. Dar în această seară, ca slujitor al lui Dumnezeu, n-aș vrea să vă las să vă opriți
la ceea ce spun viitorologii. Cei care încearcă să prezinte viitorul într-adevăr într-un fel pesimist. Și aș vrea să venim la cuvântul lui Dumnezeu și să vedem cum este corect să privim anul 2012. Cum este corect să abordăm un an pe care nu-l cunoaștem, dar pe care l-am început. Și în seara aceasta vă chem să învățăm de la unul dintre marii profeți ai Vechiului Testament, Ieremia, supranumit și proroc al lacrimilor. El este un exemplu la care vreau să ne uităm în seara aceasta și vreau să învățăm de la el. El a fost într-un moment extrem de greu când a scris cartea intitulată Plângerile lui Ieremia. A scris această carte imediat după cucerirea Ierusalimului și a templului de către regele păgân Nebucadnețar. Istoria spune că după 2 ani și jumătate de asediu, Nebucadnețar și armata sa au cucerit Ierusalimul și l-au distrus. Au distrus templul lui Solomon, care era dragostea cea mare a evreilor și mândria lor. Dumnezeu a judecat Ierusalimul datorită nepocăinței lui. Și în anul 586 înainte de Hristos, Ierusalimul a fost distrus, templul a fost distrus. Iar acest bărbat al lui Dumnezeu, acest erou al credinței care n-a plecat în captivitatea babiloneană, ci a rămas acasă la Ierusalim, a continuat să vorbească din partea lui Dumnezeu, dar nimeni nu l-a ascultat. Dacă l-ar fi ascultat, Ierusalimul și templul ar fi fost salvate în mod sigur. Dar nu l-au ascultat și el a ajuns să fie deosebit de îndurerat. A fost un om care a plâns foarte mult. El zice la un moment dat, nu-i durere ca durerea mea. Durerea lui era imensă. Plângea pentru iudeii care erau deportați pe meleaguri străine. Plângea pentru Ierusalim, cetatea prea iubită care fusese distrusă. Plângea pentru templul de la Ierusalim, unde Dumnezeu se prezenta și stătea de vorbă cu reprezentantul poporului ales. Ieremia a plâns, pentru că situația a fost deosebit de grea. Părerea mea că situația în care s-a aflat Ieremia atunci era mult mai grea decât situația în care ne găsim noi astăzi. Zilele trecute, când a fost la Sânciori Spăi, unul dintre frații în vârstă, a cărui față radia, spunea: frate, toată lumea se plânge și este nemulțumită astăzi, dar după opinia mea, care am îmbătrânit, niciodată n-a fost așa de bine cum este astăzi, din punct de vedere pământesc. A fost atunci extrem de greu, pe vremea lui Ieremia. Dar omul acesta, care avea credință, nu și-a pierdut nădejdea nici măcar atunci. Și el spune, iată ce mai gândesc în inima mea. Și iată ce mă face să mai trag nădejde. Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit. Îndurările lui nu sunt la capăt, ci se înnoiesc în fiecare dimineață. Și credincioșia ta este atât de mare. Ierusalimul era distrus. Templul era distrus. Frații lui Ieremia erau plecați în majoritate în captivitate. Și el totuși nu-și pierde speranța. Cine are credință nu-și pierde nădejdea niciodată. Iată ce mă face să mai trag nădejde. Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit. Îndurările Domnului nu sunt la capăt, ci se noiesc în fiecare dimineață. Și așa este cum spunea Ieremia. Noi care am pășit cu ajutorul Domnului noul an, confirmăm spusele marelui profet. Nici pentru noi bunătățile Domnului nu s-au sfârșit. Nu s-au terminat îndurările lui, pentru că psalmistul spune, îndurarea lui Dumnezeu ține în viac.
Pe munte, când Domnul a rostit celebra predică, a spus: El, Dumnezeu, este bun și face să răsară soarele său și peste cei buni și peste cei răi. El dă ploaie și peste cei drepți și peste cei nedrepți. Dumnezeu este bun. Bunătatea este una dintre atributele lui Dumnezeu. Ieremia a spus: bunătățile lui Dumnezeu nu s-au sfârșit. De aceea eu am nădejde. Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit. Îndurările lui nu s-au epuizat, dragii mei. De aceea noi avem nădejde. Trebuie să privim anul 2012 cu optimism, nu cu pesimism. Trebuie să fim realiști, dar în același timp trebuie să fim optimiști. Să nu ne pulbecăm urechea la ceea care ne înspăimântă. Sunt extrem de mulți, spun încă o dată, aceia care nu ne încurajează, ci dimpotrivă ne descurajează. Conducători, economiști, bancheri, tot felul de analiști, tot felul de sociologi spun că va fi rău și va fi foarte rău în anul 2012. Dar Ieremia este unul dintre înaintașii noștri la care ne uităm în seara aceasta. Biblia spune să învățăm de la înaintașii noștri, de la cei care și-au păstrat echilibru în vremuri foarte grele. Nu și-au pierdut nici nădejdea, nici speranța niciodată. Și el motivează, spune de ce are nădejde. Chiar dacă Ierusalimul devenise o ruină, chiar dacă templul nu mai era, pentru că Dumnezeu trăia, pentru că bunătățile Domnului nu s-au terminat, pentru că îndurările lui n-au ajuns la capăt, Ieremia a continuat să spere și să nădăjduiască. Și cum spune în continuare, să aștepte în tăcere ajutorul lui Dumnezeu. Același lucru, dragii mei, trebuie să-l facem și noi în anul 2012. Să nu ne îngrijorăm, să nu ne temem, să nu ne spăimântăm, în același timp să fim realiști și optimiști. Realiști pentru că suntem oameni care avem o minte analitică și observăm ce se întâmplă în stânga și în dreapta, aproape de noi și departe de noi. Dar în același timp trebuie să fim optimiști pentru că Dumnezeu este cu noi. Domnul a promis că va fi cu noi întotdeauna și nu ne va părăsi niciodată. Cu privire la vremurile care vin, spunea Mântuitorul Iisus, că nu-i treaba noastră să știm vremurile sau soroacele. Pe acestea Tatăl le păstrează sub stăpânirea sa. Nu-i rău să fim informați. Nu-i rău să ne documentăm. E bine să urmărim ce se întâmplă în lume, dar n-avem voie să fim descurajați și dezechilibrați de veștile care vin, de informațiile pe care le primim. Noi știm că toate sunt sub stăpânirea lui Dumnezeu și lucrul acesta contează extraordinar de mult. Eu vă spun cu siguranță că ceea ce se spune despre 21 decembrie 2012 nu este adevărat. Am curajul să vă spun că sfârșitul lumii nu va fi în anul 2012 pe data de 21 decembrie. Nu cunosc civilizația maiașă. Câte ceva ce am mai citit. Nu cunosc și n-am interpretat niciodată calendarul lor. Am înțeles că ei spun că va fi un sfârșit de ciclu atunci. Dar am curajul să vă spun că nu va fi sfârșitul lumii. Pentru că programul acestei planete îl găsim în cuvântul lui Dumnezeu.
Diagrama sfârșitului este în Apocalipsa. Toate calendarele cu privire la sfârșit sunt false. Sigur că vrăjmașul prin slujitorii săi a încercat și încearcă să promoveze falsul cu privire la evenimentele sfârșitului. Vă aduceți aminte că imediat după ce a fost pornit cel mai mare accelerator de particule din lume, Elveția, pe data de 10 septembrie 2008, eu am ținut aici o predică din 2 Petru capitolul 3 și vă spuneam să nu vă temeți, pentru că unii specialiști spuneau atunci că în urma acestei experiențe ar putea apărea niște găuri negre în univers și se va ajunge la sfârșitul omenirii, se va ajunge la sfârșit. Și v-am spus să nu vă temeți, pentru că Petru spune, cerul și pământul de acum sunt păstrate prin același cuvânt pentru focul din ziua de judecată și de pieirea oamenilor nelegiuiți. Și am ajuns anul 2012 și n-a venit sfârșitul lumii. Cei care vom avea zile și vom trăi până în decembrie 2012, vom vedea că sfârșitul nu va veni. Biblia spune că altfel se vor petrece lucrurile. Înainte ca să vină sfârșitul, va fi răpită biserica Domnului Iisus. După ce biserica va fi răpită la cer, viața va continua pe pământ. E adevărat că va fi necaz, va fi mare necaz. Dar viața va continua. Biblia spune că numai după judecata finală va veni sfârșitul lumii. Dar până atunci viața va continua pe pământ. Poate că Domnul va veni în anul 2012, nu știu. Asta s-ar putea să se întâmple. Dar sfârșitul lumii cu siguranță nu vine în anul 2012. Și mai ales pe 21 decembrie 2012. Știți foarte bine că absolut toate lucrurile de senzație au scop comercial în această lume. Și se câștigă milioane și milioane de către aceia care exploatează credulitatea oamenilor. Dar pe 1 ianuarie 2012, vă chem pe dumneavoastră care vă temeți de singurul Dumnezeu adevărat. Nu credeți falsul. Respingeți toate vocile care vin în întuneric. Credeți Scriptura. Să ne aplecăm mai mult asupra cuvântului lui Dumnezeu. Și chiar dacă va fi mai greu din punct de vedere financiar și economic, și chiar dacă se vor înmulți catastrofele naturale, chiar dacă poate tensiunile între popoare vor crește și vor fi revolte și vor muri foarte mulți oameni, noi să avem gândirea lui Ieremia, noi să nu ne pierdem nădejdea, bunătățile Domnului nu s-au sfârșit. Îndurările Dumnezeului nostru n-au ajuns la capăt. În dimineața zilei de 1 ianuarie 2012 s-au înnoit. Putem spune în seara acestei zile că Domnul este bun. Domnul este îndurător și îndurarea Lui ține în viac. Pe parcursul anului 2012, dragii mei, să așteptăm în tăcere ajutorul lui Dumnezeu. Chiar dacă vom vedea în jurul nostru oameni speriați, oameni înspăimântați și îngroziți, noi nici să nu ne temem, nici să nu ne îngrozim, ci în tăcere rugându-ne lui Dumnezeu, să așteptăm ajutorul lui Dumnezeu. În anul pe care l-am început, în care tocmai am intrat, trebuie să ne încredem în Domnul și să nu ne îngrijorăm de lucrurile privitoare la viața noastră pământească. Domnul nostru Iisus Hristos, tot în predica de pe munte, spunea: nu vă îngrijorați de viața voastră gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Uitați-vă la păsările cerului, ele nici nu seamănă, nici nu seceră, nici nu strâng în grânare. Și cu toate acestea, Tatăl vostru care este în cerul le îngrijește pe toate.
Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Așa ar trebui să ne uităm la anul 2012. Cu ochi de credință. Să fim încrezători în Dumnezeu și în făgăduințele sale, pe care le găsim în cuvântul său infailibil. Să nu ne temem de ziua de mâine. Psalmistul spune, 1000 să cadă alături de tine și 10.000 la dreapta ta. De tine nu se va apropia. Eu cred că și în anul 2012, Dumnezeul nostru care este tur de scăpare pentru cei care se încred în El, ne va ocroti și ne va purta de grijă. În Proverbe 18 cu 10 citim că numele Domnului este tur tare. Cel neprihănit fuge în el și stă la adăpost. În anul 2012 am vrea să stăm la adăpost în acest tur tare care este numele Dumnezeului nostru. Nu știm ce aduce ziua de mâine. Nu te făli cu ziua de mâine că nu știi ce poate să aducă o zi, citim în Proverbe. Nu știm ce se va întâmpla în luna ianuarie, cu atât mai puțin în lunile următoare. De altfel, nimeni de pe pământ nu poate prevedea ce ne așteaptă în anul 2012. Dar chemarea Scripturii pentru noi în seara aceasta este să rămânem la cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul revelat al lui Dumnezeu. Aici găsim răspunsul la întrebări. Aici găsim soluții pentru problemele noastre. Din Scriptură înțelegem cum trebuie abordat viitorul, cum trebuie privit viitorul pe care nu-l cunoaștem. Vremurile și soroacele sunt sub stăpânirea lui Dumnezeu, dar și noi suntem sub stăpânirea lui Dumnezeu. Domnul stăpânește peste biserica sa, peste timp, peste viitor și peste veșnicie. Și nu-i treaba noastră în primul rând ce se va întâmpla în lume în anul 2012. Treaba noastră este să rămânem lângă Domnul, să rămânem credincioși Domnului, să credem cuvântul Lui și să ne încredem în El. El a promis că ne va purta de grijă din toate punctele de vedere. Hrană și îmbrăcăminte, apă și un loc în care să ne plecăm capul, acestea ni le asigură El, așa ne spune cuvântul Său. Apoi chiar dacă nenorocirile vor fi mai multe în anul 2012, Domnul promite că este cu noi și ne ocrotește și noi trebuie să nu ne temem. Numele Lui este tur de scăpare pentru noi. Și noi trebuie să stăm la adăpost în Domnul. Lucrurile acestea trebuie să le reținem, dragii mei, la început de an. Realiști, dar optimiști. Cei mai mulți locuitori ai planetei sunt pesimiști. Se tem. Unii de adeptul sunt înspăimântați. Necazurile și nenorocirile din anul 2011 i-a adus în această stare și nu mai pot să iasă din ea. Dar noi totdeauna suntem plini de încredere, spunea Marele Apostol Pavel. Orice s-ar întâmpla în jurul nostru, orice s-ar întâmpla în lume, noi nu ne pierdem nădejdea. Nădejdea noastră-i Dumnezeu, puterea Lui este mare. De aceea, iubiți ascultători, să începem noul an cu credința. În numele Dumnezeului nostru, în numele Mântuitorului nostru drag, care a spus că va fi cu noi până la sfârșitul veacului. Să nu ne temem de nimeni și de nimic. Grija noastră trebuie să fie păstrarea credinței.
Umblarea cu Dumnezeu ca sfinții lui Dumnezeu din vechime. Așa cum au umblat cu Domnul apostolii și martirii și adevărații credincioși din toate vremurile, așa trebuie să umblăm și noi, să umblăm prin credință, să avem o viață de rugăciune, să cerem Domnului în fiecare zi să ne umple cu Duhul Sfânt, să ne ajute ca în bătăliile spirituale să fim mai mult decât biruitori în numele Domnului Iisus. Și în ziua cea rea să rămânem în picioare, cum spune marele apostol Pavel. Asta ar trebui să fie grija noastră. Să facem lucrarea lui Dumnezeu cu prioritate. Împărăția lui Dumnezeu să o punem pe primul loc. Pentru că Domnul spune că pentru cei care gândesc și fac așa, lucrurile pământești de strictă necesitate le sunt date pe deasupra. Fie ca Dumnezeul nostru mare și bun, în seara aceasta de 1 ianuarie 2012, să ne binecuvânteze pe toți. Să ne binecuvânteze pe noi și să binecuvânteze familiile noastre. Să binecuvânteze copilașii noștri. La începutul acestui an, să ne punem în crederea în Dumnezeu. Să învățăm de la Ieremia, dar să ne uităm țintă la Mântuitorul Iisus Hristos. Ieremia într-o situație foarte grea a spus: trag nădejde, pentru că Dumnezeu este bun. Bunătățile lui nu s-au sfârșit și îndurările lui n-au ajuns la capăt. Se noiesc în fiecare dimineață. Socotiți acasă câte dimineți au trecut din anul 580 aproximativ, sau poate 585, de când Ieremia a scris aceste cuvinte. Câte dimineți au trecut? 585 înainte de Hristos, evident. Au trecut aproape 2600 de dimineți. Și Domnul a fost bun în fiecare dimineață. Domnul a continuat să fie bun peste secole și milenii. De mii de ani soarele lui a răsărit și peste cei buni și peste cei răi. Și ploaia a căzut și pentru cei drepți și pentru cei nedrepți. Iar când Dumnezeu a judecat lumea, când cetăți sau regiuni au fost judecate și pedepsite de Dumnezeu, El a avut grijă să-i ocrotească pe cei care s-au încrezut în El. De aceea este credibil Ieremia în seara aceasta. Și spuneam, Ieremia este un exemplu. Dar model suprem pentru noi este Domnul Iisus Hristos, care la începutul anului 2012 spune: nu vă îngrijorați, credeți, umblați prin credință, umblați cu Domnul în fiecare zi. Și dacă va fi ca vreunul dintre noi în 2012 să plece acasă, se va duce la mai bine, se va duce să fie împreună cu Domnul Iisus. Iar dacă vom trăi aici pe pământ întregul an 2012, veți vedea la finele lui că vom fi în picioare, vom fi în credință și vom fi bine cu ajutorul lui Dumnezeu. Mai mult decât am spus eu în seara aceasta, să spună Domnul prin Duhul Său cel Sfânt tuturor inimilor, niciunul dintre noi să nu se îngrijoreze, toți să credem în făgăduințele Domnului și pe parcursul anului 2012, ca Ieremia, acum peste 2500 de ani, să așteptăm în tăcere ajutorul Domnului în fiecare zi, în fiecare ceas, pe tot parcursul anului pe care l-am început. Amin. Thank you.
Thank you.
este loc în cer pentru oricine. Mai este loc pentru întreg pământul. Mai este loc, mai este loc. La cruce, în cer.